putem începe, da? Da. Doamna Bogdan Lirea. Prezent. Domnul Codrot Mihai Sorian. Domnul Gheorghe Gheorghiță. Prezent. Domnul Florea Vasile. Domnul Hergerăgeu Sambuian. Prezent. Domnul Munteanu Costel Lidu. Domnul Nepuțe Constantin. Domnul Neagu Nepuțaitan. Domnul Pușcașu Gheorghe. Domnul Rafaele Ciprian. Prezent. Deci, cu cât am venit cu putem începe ședința. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine se pentru? În numele doamnei primar, supun la vot ordinea de zi care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Dăm cuvântul doamnei președinte de ședință să înceapă ședința. Da. Și o să încep să citesc ordinea de zi. Să începem cu numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2019, inițiator proiect consilier local Florea Vasile. Numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției terenului în suprafață de 3200 metri pătrați, inițiator proiect primar Ozog Adriana. Numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Inițiator proiect primar Ozog Adriana. Și numărul 4, întrebări și interpelări adresate executivului. La numărul 1, alegerea președintelui. Domnul Florea, a inițiat, nu a putut veni astăzi. Domnul Cojoc urmează la rând, așa cum obișnuim. Dacă veți alti propun. Dacă urmează el, urmează Maria, da. Spune-mi la voi, cine este. Da. În anumitate. Numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției terenului în suprafață de 3200 metri pătrați. Terenul de la doamna Rafael Răzioiță, care e necesar pentru acolo sus, la investiții modernizare acolo canal, trebuie achiziționat acum acolo. Dacă doriți cifri mai multe și așa, pe chema pe doamna contact de GECO. Întrebări dacă sunt? Noi știm discuția din urmă. Da, pe eu fost. Mai fost în discuții de atâtea ori, cu aprobări, cu asta. Terenul de sus, la fel, din Petra Fântâni. Situația acolo, în echip, în partea aia acolo, da, nu sunt probleme, partea aia, sigur. Noi am fost de acord întotdeauna cu proiectele care au fost supuse dezbatere înainte de asta, asupra terenului, asupra situației care o avem noi acum cu apa, cu canalizarea. E o problemă de actualitate pentru comună, sigur, sunt de acord. Da. Dar știți ceva? S-au început lucrările? Nu, nu, nu. Dar când începe? N-avem autorizație. N-avem autorizație? Nu. Era avizul de la mediu, parcă nu? Dar o ieșit acum trebuie autorizație? Doar autorizație. Nu mai sunt întrebări? Spune la bătă. Cine este pentru, e cineva împotrivă, în anumitate. Da, și numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Cotizația anuală care o aprobăm fiecare an la ADIB. Da. Nu știu dacă s-o mărit, domnul secretar, știți? Nu s-o mărit. Nu s-o mărit, pe ceași. Pe ceași. Da, pe ceași. Pe asta e legea, trebuie hotărâre. Da. Deci o aprobăm. Întrebări cine ajută cu cine ajută această asociație? Nimic. Ești membru, trebuie să plătești membru. Suntem intrat în sârbă. Suntem membru, dar membru mai poate pune și un trebuie. Da, deci. Proiecte. Nu? Asta care face parte din cu orașul, nu? Cu Bacău, cu... sau... cu toate... plus cei care au aderat la această asociație. De exemplu, dacă facem un proiect, am putea face un proiect cu comuna... un master plan ăla, parcă, nu? Cu comuna Plopana și cu Bacău, dacă pe o anumită... da, o asociare. O asociație. O asociație. Da. Da. Unui proiect. Da, dar suntem de mulți ani cu ei, cu cotizația asta. Știu că suntem. Da, problema e că nu ne ajută niciodată la niciun proiect și noi plătim cotizație. Și întâmpinăm greutăți, ar trebui să ne sară și un ajutor. Cum e cu
modernizare, acum să vă obținem autorizațiile mai simple. Dar probabil că nu s-o și răsprinde. Nu știu acum dacă sunt măsuri ei să ne ajute. Consider că ar fi necesar ca să, dacă am apelat la... Da, dar nici este o asociere între toate ca să poată să obținem fonduri. Sunt de acord. Da, acum avizile sunt obținute la proiectul apă canal. Consiliul județean sunt de autorizație și s-a făcut de lucru. Da, dacă nu sunt întrebări, spune la vor. Cine este pentru, cineva împotrivă, să-i ascunde și până la urmă. Numărul 4, întrebări și interpelări adresate în sensul sigur. Dacă aveți întrebări, vă rog. Aș dori să întreb eu, domnul viceprimar, în primul rând, dacă a solicitat ceva în urma ploilor, Petriș suferă drumuri, știți, dacă pământul a ajuns la saturație de apă, drumurile comunale absorb Petriș și piatra aia mai mare, efectiv nu am putut trece cu mașina Tulița de la deal, de la lungul, și jun cu partea aia la Ciupurești. Am văzut un pic s-a înlăturat molozul sau mârul de aici, a dus la șoseaua Centură spre Ciupurești, în curbă. Nu știu cine l-a dat. Probabil primăria sau domnul Nistor, nu știu cine s-o... Dar nu, a fost utilajul în satul, da. A fost utilajul la partea de-al. Bănuiesc că... Utilajul a dus de primărie. Al nostru, da, cu care ne sprijinim. Și ar trebui, vedeți, în urma inundațiilor, sau putem spune că chiar a fost o inundație, o ruptură din ori. Pișesul Bălușului era plin câmpului Betu Ceaunaș, de bidoane. Și eu nu dau un Betu, am văzut, da. Cumva, eu știu, atenționați chiar prin cei care la ajutor social, în școli, eu spun, lucrez la școală și spun copiilor, dar și părinții sunt de vină, vecinii noștri, că îi vedem cum aruncă bidonul, aruncă, lasă efectiv unii din mașină și întâmpinăm greutăți, aruncă pungi, din cauza, și din cauza asta se întâmplă, de vedem șanțurile mâlite. Eu cred că dacă se continuă așa, eu știu, după vreo 2 ani, le-ar trebui adus iar un decolmatarea tuturor păraiilor. Pentru că vremurile se anunță tot mai ploioase, mai capricioase. Da. Sunt bune acele grilaje înainte de poduri. Am văzut la făcute pentru a obține grosieri, cei grosieri de pe șanțuri. Dar ar trebui puse, cred că și la podurile mari. Nu știu, niște rame, ceva mai ori se înfundă podul, avem șanse de a se înfunda podețul. Da. Sau trebuie verificat săptămânal. Sau în perioada asta, când sunt și ploi, se anunță tot ploi, de 2 luni aproape stăm în ploi. Problema este și alta, dacă îmi permiteți. De exemplu, pe Valea acolo la noi, la Ciuturești, vin din păduri. Cușteni, craci, frunze. Și dacă ai pus la un pod așa ceva și ai oprit, s-a înfundat acolo, rupe mai tare grilă. Ar trebui stabilare făcute cam la 50-100 de metri pe canal. În fața asta, că dacă îl pui aproape de pod, sigur că el se colmatează tot nisipul și mâlul, el se depune. Și atunci se saltă și se colmatează în 2-3 ani. Plus că șanțurile sunt pline de lăstări și acum. Nu vedem și acasă, lăsar răstari pe lângă pierzi, pe lângă asta. Dar pe toate șanțurile sunt prinde rechiți, din mâna de rechiți. Atâta o mai dau, domnule, și atâta dau. Și acum a plecat și pământul la vale, deci o spalat terenurile din pantă și mai mult pământ. Cum se oprește pământul? Da. O soluție găsită? Aș mai dori, supun, atenționează și cred că sunteți de acord, ca într-o zi,
echipă, din viceprimar și consilierul satului să meargă din poartă în poartă la toți locuitorii, să-și curețe partea care revine grădinii lor, mai ales cei la stradă. Au început frunzișul, efectiv obturează vizibilitatea autovehiculor, autoturismului, a străinilor, a noastră, a locuitorilor, toți avem mașini, câte două, trei, poate unii. Și să trecem, să-l atenționăm, să nu spună că am ceva cu el. Într-o zi mergem din poartă în poartă și chiar un bilețel lăsat, făcut la imprimant și lăsat în poartă. Până în data de curățenie, atât cât îți ține grădina și curtea. Iar acolo unde sunt neputincioși și bătrâni și îi știm, să mergem cu cei de la 416 și să facem noi crengile. Uitați aici la șoseaua națională, de la Valea de Mini, este tatarul Eliade, stă în Bacău, are căsuțe. Și mai e o problemă aici, mi-aduc de-am. Chiar dacă scoatem noi în marginea drumului, ar trebui preluat. Că rămâne tot acolo, pământul ce scoate noi din șanț și când păul bagă iar în șanț și vine apa și intră în șoseaua națională, aduce petriș, eu sunt cel afectat. De multe ori întotdeauna când e o ploaie în asta mai. Vine, aduce tot petrișul din deal, pentru că canalele laterale sunt de multe ori înfundate, dă ploaia pe delături și macină asfaltul. Iar aici la domnul Huiban, cum spunem noi, pe breteaua care merge în fundul satului, cred că are și un jumătate de metru, depășit un jumătate de metru, cum a săpat apa. Și trece o mașină grea și se rupe asfaltul. Și închei prin a spune că nu știu de ce mi se pare, domnule, zi de zi, probabil, și timpul, ani, dar drumul ăsta la Cipirești asfalt și tare greu să pune, tot timpul, mi se pare că se fisurează și din cauza ploilor și mă gândesc, dacă n-am fi lăsat niciodată, sau probabil nu permite, grosimea. Acele mașini ale ocolului Silvic, ale celui care au câștigat licitația. Nu s-au ocolul Silvic. Mă rog, ale particularului. Să nu fi dat drumul, să-și facă drum prin păduri, prin tarla, să cumpere. Pentru că nu știu când se va mai pune asfalt și distruge un drum și este distrus asfalt. Cred că știi situația drumului din Ajutorești, când este făcut de recepția la el și atunci știm situația că nu s-au putut Asta este, cunoaștem cu toții rețelele care sunt vechi, firele sunt lăsate până aproape la pământ. Rețeaua e o pășetă, sigur. Da, când au fost cu defrișatul regilor de sârbunile din alte intențiune, pe unde s-au putut și unde erau mai lăsate, i-am rugat și au pus distanțiere de alea, au legat. Ei cum au. Da, cam atât. Mulțumesc. Problema pământului care se scoate din șanțuri va fi o problemă când plouă întotdeauna. Pentru că plouă, se curăță, iasă în fundă. Trebuie, domnul consilier, să vorbim și noi cu cetățeanul. Nu? Pentru că am observat, vorbiți în numele cetățenilor de la Citurești. Aici și practica asta. Mă uit la lungul... Stă pe bancă și vorbește cu Botea Ion, stau mai tot timpul pe bancă. Iar în fața lor, o dita mai mobilă de pământ. Da? Deci ei scot pământul din șanță, în fața porții și lasă acolo. Crezând că există cineva care să culeagă pământul. Da? Și nu numai văd și la șoseaua națională. Mai înainte erau de la drumul și poduri care făceau lucrul ăsta. Dar acum nici ei nu mai au... atribuțiile lor, nu știu unde nu au, nu mai iau să ia pământul, îl scot și lasă acolo. Atât. Că clar, trebuie luat, scos, luat și dus.
Dar pentru asta trebuie multă de lămurire cu omul, să înțeleagă că în poarta lui nu va veni nimeni, tot spune mereu, și de la primărie. Păi și de la primărie care sunt? Avem câți asistați, câte persoane care sunt beneficiari? 12 oameni pe toată comuna, buni de muncă. 12 oameni. 12 oameni nu cu 10 zile. Avem 3 zile, majoritatea doar 2 cu 8 zile. Era lui care l-am și suspendat, al Moraru, ăla care lucrează la mănăstiri, cum îl cheamă? Așa, și lui Calu, care și pe ăla l-a suspendat, că nu a făcut 10, 8 zile și că a făcut 5. Deci nu, noi nu avem dosar și nu vor să vină. Trebuie să-l văd pe Dan, s-o muta și nu să... Spre că i-am să-l autor. Timofte, măi, din ce trăiești? Poți să-i duci la spital. Eu să vin să fac treabă? Eu m-am uitat la nimeni să cred. Deci nu, nu vor să vină. El nu vine să facă treabă la primărie. Pe degeaba. Bă, da, e ajutor social. Deci dacă în altă parte sunt foarte multe dosare și în alte comune, nu mai nu. Treaba este prea multă, într-adevăr, și cu ploile este cu iarbă. Treaba este, și în ce noi am început să nu mai fim oameni normali. Clar. Să ajungi și să spui că pământul de Pitarlaua, nu știu care, a venit la mine în curte, păi și ce să facem? Aici, la Odobești, noi vorbim de Burcă Constantin, da? Cu Sicu. Păi mine nu mă interesează. Să vină Sicu să facă ceva, că pământul de la el a venit la mine. Și să facem? I-a spus la mine la suprafața. Da, nu vrea șans la el, vrea șans pe lângă gardul care dă în șoseaua Citurești, adică pe pământul altui om. Alt șans. Și cine să facă șansul? Pe ogorul omului. Omul nu te lasă, nu-i proprietatea fiecăruia. Deci așa am ajuns. Asta. Și am ce se transformă în arenă. Adică într-o groapă foarte mare. Mai este cineva de spus? Da, eu vreau să spun tot. Da. Să spun că timpul nefavorabil nu ne avantajează. Sunt ploi foarte mari, adică de scurtă durată, torențiale, care fac debitul de apă să fie foarte mare. Sâmbătă trecută, când a plouat foarte tare, am fost la Citurești. Împrejurare a fost. Ar trebui, domnul Vici, să meargă cu cineva, să filmeze toate cursurile de apă, pentru că sunt șanțuri și deodată deviază ori pe stradă, nu se duc unde trebuie. Deci undeva este. Deci aici, la pădure, cum ești, cu geapa pe șanț frumos, prin toată pădurea, când am ieșit din pădure, toată în stradă, că era blocată să ducă în pădure. Deci acolo trebuie făcut un pic. La moară acolo la Costel, foarte frumos mergea, când au ajuns în partea de la vale, toată strada era plină de apă. Deci nu este șansă nici pe parte, nici pe alta. Este pe mijlocul străzii. A ieșit pe pod și a intrat la vale și toată, numai piatră, numai moluz, numai de tot. Deci trebuie făcut acolo. Sus la deal, cam o prima mașină la unde s-a Costel, fostul. Da. Așa. Și acolo toată apa care venea de la deal, venea pe mijlocul străzii. Deci, este șansă, dar nu mai venea pe șansă. Deci, porțiuni foarte mici, unde se poate remedia. Nu mai spun care vine pe valea, cum zice acolo mai, la preotul, la Ambrozii, la deal. La preotul. Acolo, de la Gheorghe Strătulat, acolo, m-am speriat. De la școală, de acolo, și până la vale, era strada, nu puteai să circuli nici. Acolo tot e bine și frumos, dar se oprește la podul domnul Burcă, la Nicuț acolo. Dar și colmatatul e mai în jos un pic podul decât restul. Da, sunt foarte multe poduri și înfundate. Deci foarte multe poduri sunt înfundate, mai ales acum, că au fost debite mari de apă. Trebuie ieșit la oameni, la cetățenii din comună. Dar problema e cine să duc, mă scuzați, domnul Rafael. Cine se ducă să nu mă adresez domnului Vici, că el da, dar domnul Vici nici nu-l interesează treaba asta. Haideți să fim serioși, de câte ori ni s-a spus treaba asta, dacă vezi să... Părerea mea este că și data trecută, cum spunea colegul domnul Năcuță la Ceunaș, tot din cauza oamenilor, și omul ăla a suferit că și-a pierdut toată recolta. Și nu, noi n-am fost în stare, Consiliul Local, să-i dăm un om, doi, să-și curățe terenul. Acum, ce este? Nu-i... Poftim? Era singur ieri. El a fost singur și am vorbit eu cu el acolo. El a fost omul la el și a curățat tot terenul. Cine era? Al lunca lui Ion din sat. M-a sunat, a zis, mulțumesc tare mult, ai un om foarte hard. Am, trebuie că a stat două ore pe acolo, cu mai mult eu... Stai de dimineață până la prânz, că pe terenul. Când s-au înțeles și. Până terminat, a zis, bă, un alt grălez și... Trebuie făcut ceva, toate...
Și vă mai spun că pe părăul ăla acolo, care de la pod la Victor, sunt duse căruți cu internită, băgate dreptul niște lechitele alea în spate la... Cum îi zice cum mă dau? La Păscălina. Și să știi cine s-a dus, mi-au spus oamenii că au spus la primărie cine, dar nu se iau. Au spus la primărie? Da. Cui i-au spus la primărie? Eu n-am mai întrebat cui i-au spus. E așa putem spune tot. Când îi întrebăm ceva, nu știu. Nu mai spun nimeni, nu? Nu știu. Că nici mie n-au vrut să-mi spună cine. Că i-au spus, spune mie cine. Că eu spun, că nu. Știu, s-o spun la primărie, la ușă, cred. Da, dar mie nu trebuie la oameni de la mine. Păi de sus? E că la Valeanu Nastase, scoate gunoiul, scoate tot și pune acolo, aproape de pod. Pe canal. Pe canal. Și el apa când a venit, sigur că și-a adus tot ce-a adus acolo. Că dacă ar fi putut din Comunii Odovesc, ar fi oprit și pe partea asta. Dar așa au venit acolo, din partea aia unde vine. Da, acum nu că scoatem un vinovat ce-a venit, putem să ne punem împotriva timpul, a vremii, a ploilor. Dar putem să sărim în ajutor și noi și cu ajutorul, cu ăștia de la 416, dacă spuneți că sunt așa de puțin. Eu mă gândeam, îmi cer scuze că intrăm tai legatul de asta, mă gândeam și o să inițiez un proiect pentru luna care vine și o să văd dacă nu cumva o să facem o ședință extraordinară, să fie mai repede, să facem un contract cu cineva care să facă și pe timpul, știu, noi avem contract de lucrări, numai pe timpul iernii, cu dezăpezit. Da. Dar acum, când tot pământul de pe Tarlaua, unde lucrează Nistor, la șoseaua Citurești, mă refer, venise în șosea acolo la curbă, la curbă și nu mai avea pe unde să circula, te duci, apelezi, ori la Dănuța lui Risteu, da, care aici, vine, ori la deci... domnul Manuel, care vine odată, vine... O dată de rușine, o dată de obraz, dar pe noi zice, plătiți-mă. Și el, dar măcar motorina, sau da, zice, da, băi, eu vin, da, măcar ceva, motorina. Cum noi nu putem să plătim, că așa zic eu că cel mai bine, să facem un proiect, să vedem dacă mai avem și ceva, o ședință extraordinară, inițiez un proiect pentru a ne putea, pentru a putea încheia un contract de prestări servicii din la perioada asta din noiembrie sau de când începe programul de dezăpezire, din martie sau când se termină, până în noiembrie. Și aici la pădure? Da, peste tot, pe toată pe comuna pădure, să fie. Deci era șansul făcut de tractoare. Da. Pus braza pe asfalt, da. Dar aici, chiar în capăt, nu mai era. Și toată apa vinea în stradă. Deci aici e problema. Deci, porțiuni foarte mici, unii putem să intervenim noi, ca să nu mai avem neplăceri. Pentru că acum știți cum e. Apa s-ar putea să vină și mai mic, dar poate să vină și foarte mare, chiar dacă face mai jans. Bine, dar m-ați discutat că dacă și cu Nistor, că e cam la cum la drumuri. Eu mă bucur că mi-ați adus aminte de domnul Nistor, pentru că o să facem o adresă prin care o să-i solicităm să ne spună greutatea utilajelor care circulă pe acest drum asfaltat, în primul rând. Și după aia o să-i aducem din aceeași adresă și cunoștință că toate drumurile agricole sunt stricate de utilajele lui. Nu mai spun că odată mi-a zis da și după aia am fost atentă, că nu știam, dar după aia am fost atentă și am văzut și cu ochii mei că iese din Tarla, dacă nu are, cred că terenul de pe un hectar, îl are și îl lasă în stradă. Deci nu au nicio dar treabă. Dar să cunoaște, doamne, roțile la tractorul lui și roțile la tractorul da, acela. Dar lui sunt mari, nu? Când mi-ai spus tu cum să fiu atentă, am fost atentă. Da. Mi-am dat seama că așa este. Adică nu au nicio treabă. Merg cu o viteză, dacă te întâlnești cu el, vine în tine, nici da, este nu... nici nu se pune problema. Da. Deci cu tractorul la mare parcă da, nici nu se uită. Zboară tot. El nu se gândește. Că se distruge o feratanie de aia. Pe timpul ceapelului, când se pregăte campania, mai ales de vară, era lamă și se duce pe tot, și în teren, și pe drumurile care da. Avea piatră, și toate erau pregătite pentru transport. Dar în câmp? Încă mi-e scoate mieri. Nici nu se poate mieri. Nici cărța nu poți mieri. Sunt sărcate numai de utilajele când le-au făcut, că sunt foarte grele. El peste tot are teren care e... Știți ce face? Are în drum. Da. Am văzut. Și nu mai rămâne niciun mare, niciun da. Șans nimic. Înainte clar era invers pe, și rămânea șans pe marginea drumului. Se mai scurgea apa. Acum are de braza în drum, n-are nicio da. Treabă. Doamna primar, dar poate domnul inginer Nistor s-a gândit la viitor, că am înțeles și-o cumpărat un utilaj, un tractor din ăsta cu lamă, cu să facă găuri. Acum vreo două săptămâni spunea un muncitor de-al dumnealui
l-o cumpărat la Târgu Neamț. Poate chiar își lasă la atâta suprafață un drum colateral sau paralel, așa sau să nu spunem state paralele, cu șoseaua noastră și atunci, nu, pentru 2 metri cât stric eu, și poate-i sugerat. Nu are cum. Nu lasă sufletul. Dar nu, nu are cum, pentru că de la Giturești la Odobești cum ajunge, cu Gloria sau... Da. Este alta. Când ai o trecere aici, Gloria o trecere. Da. Deci noi avem, mi se pare, o adresă la poliție cu transportul pe... Deci nu numai domnul Nistor, nu numai, nu știu, ăștia de la pădure. Vin foarte multe rabe pline cu 40-50 de tone de balast, care cumpără oamenii. Exact. Ala este problema, nu domnul Nistor care are un acord de 5 tone. Da, și bucarii și dar el vezi dimineața la ora 7, cu corabul mare în zona aia. Păi dar ăla când, dacă e moale și o vin trecut, e gata. Și mai ales un pic crăpat. Păi dar el are tonalul unui tang. Unii crăpat, deci mustește apa acolo. Păi, lasă-mă, asta spuneam, doamna primar, până venea asta, că mi se pare, nu știu, datorită ploră, că parcă zi de zi crapă. Dar cred că și mașina asta, că uite, acum mi-am auzit aminte, ieri dimineața am văzut o mașină asta mare de, cât are, 40 de tone, cu balast care ieșe, o dus balastul și ieșe din Citurești. O idee, cu niște bilețele și într-o zi, prin sat, cu cineva de la primărie, viceprimarul, în primul rând, de activitate gospodărească, și un consilier, la fiecare om în parte, să nu spun că am cineva, mă duc la o persoană anume. Nu este acasă, îi lăsăm și un bilețel și îi spun, doamne, fă-ți curat în fața curții, a dreptului, a grădinii. Nu se mai poate. Și frunzișul umbrește, vizibilitatea este redusă, mai ales în curbile astea strânse la Ciuturești, dar și în toate localitățile. Deci la Ciuturești, dacă vă repetiți, la Saltâmi, Lozincă, că domnule, toți sunt bătrâni, frații ăștia Lozincă, dar, Doamne, Dumnezeu să mă ierte, sper să n-ajung așa. Nu se pot înțelege și sunt nicio formă. Doamne, e un conflict mare. Domnul Cușcaș, dar nici între ei nu se suportă să intre pe bucata aia. Adică chiar dacă sunt moștenitori. Dar mic l-a spus, mitic, la bătrân. Ia-ți măi, nene, mitic, da, te cunosc de atâția ani. Dar cum? Nu pot, Doamne, fac accident. Să o fac eu. Și-o zis ceva mai urât așa. Să fac. Eu nu-i tai saltă nimic și am să-i dau în judecată din nou pe mama lui Costel, pe tăți. S-au început să ieșe. Dar tot dacă am înțeles că au luat două, trei furi pe spate de la cumnața. Nu de la cumnața, de la Mihai. La Mihai, dacă ei s-au înțeles să taie câte 4-5 în fiecare. Totuși s-au apucat, mi-a jănit cât îi tăia. Și Mihai, când a văzut cea cât taie, dar și te băgau la bucătă. Dar deci adevărat. Eu am înțeles că Ileana i-a tras. Nu era ca să zic. De asta, nu, că nu mai vorbesc cu Ileana, nu mai vorbesc cu Ileana în jănit cu ce, nu mai primește, nu mai sunt cumnați. O să, vreau să-i iau vorba albă, că e tras cu furca pe schinare. Cred că i-aș tras și Ileana, e tras în Ihai, da? Nu era da. Deci până la urmă toate duc la munca cu cetățeanul, la campania asta să-i facem conștienți. Deci urmează când nu-i bine. Când e bine, toată lumea... E bine și frumos. Dar da, când vine câte o ploaie... Ăștia de la 416 nu-i mai puniți prin sat să fac curățenie în șanțurile asfaltate. Hai să-i punem pe răile care sunt pline de răchiți, care e în fundul tot. Acolo trebuie pus ăștia. Acolo și aici avem o problemă. Pentru că luăm pe rău care de la mine mai încolo. Cornel o zic că și-au plantat răchiți. Dar Mihai și-o plac, păi are voie, deci dacă te duci să-i tai răchita... Dar nu trebuie, nu, atunci păi aplicăm legea. Inclusiv adică, acolo, la Ciuturești... Cine a plantat prima? Dar și la Ciuturești, acolo unde are unii preferință din Pârâu și mai sus. Și când fiecare răchit sunt împărțite, nu știu câte salul lungul, pichiroz, acum zice zăi proiectele, nu știu câte salul, nu m-a luat. Ma, în spate, da, 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 în spate. Nu dai seama acolo când vine ploaia, vine pe de astea cu plumaie, acolo s-o oprește, deci da. pe pământul oamenilor. Vedeți și ăștia care ar fi activi leac și n-au niciun serviciu pe nicăiere, i-am mai sfătuit. Băi, mergi, măi, faceți dosar la... Pentru 1.400.000 să lucrezi... Da, v-am spus, nu vor. Da, deci nu vor să facă ajutorul ce-a. Când e 800 de mii pe zi, dar și faci tu de 800 ca să-ți dai o ție 80 de lei. Dar ce? Păi eu îmi dau mâncare, da. Mâncare, băutură, burtica o face sara plină de toate cele și vreau 500. 500 o scrie puțin, e modesta. Asta este. Și o scrie pentru 1.400.000 să mă duc eu să fac asta. Adică, doamne,
Păi atunci renunți. Sau să fie înlătura de Cristo. Odată pe lună, prima marți din fiecare lună. A, da? Deci acum o lună de săptămâna în care intrăm, marți. Pasul dar să spunem care, deci în fiecare marți, deci vine rompresto și ia bidoanele peturile. Da, ca să spunem noi. Marți din lună. Din fiecare marți în lună. Da. Cu gunoiul ăsta e cu tombelanul ăsta mare. S-a ruptat la district acolo. Deci acolo la Tisa, acolo... S-a ruptat în o agradă districtului. Fierărie. Și lipsește. Am văzut cum a venit acum, m-am nimerit acolo. Gunoi de graș pus în tombelanul ăla mare. Plin era. Până că gunoi de graș... Am avut control de la mediu, unde ne-au spus clar că sunt foarte puține tombelane de astea mari și trebuie să mai solicităm. Solicităm, la nu știu ce număr, am scris în proces verbal. Mi-e și gândeam să solicităm, nu mai spun când mă fie. Am văzut la Doroșă, au făcut curățenie acolo la pieturile alea, chiar mi-a plăcut, nu știu ce. A, ieftin, că da, știu să facem. Da? Au făcut, chiar au făcut ordine. Nu mă așteptam, era toate porcăriile băgate în el acolo. Dar oare să înțeleagă lumea acasă, pui sortate așa, cu după tot. Încetul vor înțelege. Că dacă îi explicăm, să știi, și face unul, și mai face unul, și încă unul, mai că și noi trebuie să nu-i... E necesitat. Da. Da, dacă nu mai sunt întrebări... Domnul Vici, rezolva și cu un sac din ăsta de... Sau, te rog să te duci până la Nicuță jos. Acum. Dar aici e ceva de urgență, dar nu mai e urmă. Aici la Berăjoia. Hai să facem ceva de urgență. Am făcut de urmează. Acum, deci suntem, am făcut proiectelul, am făcut... Aici și cum mai e periculoasă, vinim? Da. Facem o norocire. Încheiați ședința? Da. Vreau să închei eu. Mâine este 1 iulie. E ziua copilului. Vreau să transmit la mulți ani tuturor copiilor de la noi din comună și din toată țara și nu numai. Să-i transmitem unul la mulți ani colegii noastre, doamna Bolian Livia, care mâine este ziua de naștere. La mulți ani! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Cine să trăiască la mulți ani? Livia să trăiască, Livia să trăiască la mulți ani. La mulți ani! Draga noastră, să fii sănătoasă! Clar că vom face o ședință de extraordinară, pentru ca să, până la ordinar, să mai discutăm lucrurile urgente.